imagini senzaționale la Dna, cu prietenul lui Liviu Dragnea, Usain Bolt ar fi invidios pe sprintul lui. Omul de afaceri Marian Fi subliniere Cuci, un apropiat al lui Liviu Dragnea, primul patron al Teldrum, a fost audiat la Dna în dosarul în care el sublinierea fostul deputat Adrian Simionescu sunt inculpați de procurori sub acuzaile de evaziune fiscală, fiind acuzați ce, pentru a nu plăti TVA, au folosit fictiv firma bulgărească Fanspeed Nicopole, controlat de parlamentar, pentru a livra încar utilaje agricole cumprate de la firme consacrate de prejudiciul adus bugetului de stat este de aproape 5,7 milioane de lei. Ficuci figurează în alt dosar al lui Dragnea, instrumentat de Dna, cel în care liderul PSD a fost pus sub urmărire penală sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat, folosire sau prezentare cu reacredinc de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete sublinierei abuzând serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul, într-un dosar în care sunt urmărite penal alte 8 persoane, între care reprezentanții ai firmei Teldrum, a anunțat Dna. La audierea de mari, Ficuci a oferit imaginile lunii. Afaceristul a luat-o la fug, într-un sprint care l-ar face invidios pe Usain Bolt, când i-a văzut pe jurnal TI. În zadar au încercat acetia să-i impasul cu inculpatul, ce omul a fost mai mute de picior.